Salut! Cum vă e dimineața? Sper că aveți o zi de luni nemaipomenită și o săptămână și mai faină, mai ales că reintrăm în normal, trebuie energie să ne adaptăm, să ne readaptăm la ce înseamnă toată perioada asta. Am promis în clipul de săptămâna trecută, în haul pe care l-am făcut, că voi testa o paletă pe care despre care am vorbit un pic atunci. Am luat paleta asta Pink&Violets de la Van Gogh, am luat-o și pe asta Shades of Nature, fiindcă am fost capsână și așa. Am zis că dacă tot comand ceva, măcar să-mi fac de cap. Da, și am vrut să o testez, mi s-a părut o provocare faină. Ei au în gama asta de Pocket Box foarte multe combinații, găsiți culori vibrante, culori muted, găsiți o groază de chestii, nu știu dacă sunt neapărat pe stoc, eu am luat asta de la Colorit, dar puteți să căutați, poate aveți noroc. Vedeți că sunt dubluri, adică n-are niciun sens să le luați pe toate și să le colecționați. Și mai ales ce ar mai fi de zis e că nu e o paletă pentru începători, în sensul că o scoatem din start din discuție. Ca să manageriezi o situație de genul ăsta, îți trebuie un pic de experiență. Chiar dacă eu nu am fost deloc familiarizată cu formula de la Van Gogh, e prima dată când am folosit, mi s-a părut destul de dificil să pictez cu ea, fiindcă culorile tind să se anuleze unele pe celelalte, fiind din aceleași game, chiar dacă sunt și nuanțe de rozuri reci și nuanțe de rozuri calde, e acolo o balanță pe care trebuie să o manageriezi tu. Am anticipat cumva feeling-ul ăsta, de-aia am și luat-o, fiindcă voiam așa o provocare în viața mea. O paletă de genul ăsta te condiționează din start să faci lucruri pe care nu le-ai face în mod obișnuit și să faci alegeri pe care nu le-ai face. Cam aia e așa, impresia generală. Să vorbim un pic despre cutia. Cutia este cam așa. Are aici o pensulă pe care am scos-o mai devreme. E o pensulă telescopică, în sensul că poate fi foarte ușor făcută o bucățică foarte micuță, care intră aici, așa. Și asta este o chestie pe care nu o sufăr la paleta asta, în sensul că godetele nu stau fixe. Te-ai aștepta ca pentru un pocket box, care în teorie este implicit o paletă de travel, să nu ai povestea asta și godetele să stea fixe. Pentru că se întâmplă acest fenomen, not pretty, și rosești culoare, se face mizerie și așa mai departe. O chestie smart, ar fi fost smart dacă godetele stăteau în paletă foarte fixe, era treaba asta, că pensula are un cant care te ajută să scoți godeta din paletă, te ajută să scoți și tăvița de mixat culorile și să ai două spații de mixare, ceea ce e destul de drăguț. Să vorbim un pic despre pensulă. Veți vedea în partea de progres a ilustrației pe care am făcut-o pentru test că am avut o aventură interesantă cu pensula asta. Ea fiind din două bucăți, nu știu dacă o țin eu în mod special cumva sau dacă îi fac așa vreo magie cu mâinile, cert e că mi se desprinde și ajunge ca bucățica asta plină de apă și de culoare să ți se rostogolească peste hârtie și să-ți facă numai purcișori. În ce privește pensula, dacă ar fi o pensulă normală, aș cumpăra-o și chiar aș fi interesată de toată gama, fiindcă cu toate că e o pensulă sintetică și destul de rigită, absorbe destul de multă apă și ține apa. Și pe lângă asta are un vârf foarte, foarte fin. E bună pentru detaliu și e bună și pentru a acoperi zone mai mari cu culoare, ceea ce e foarte bine pentru pensulă de travel. Da. Cam aia ar fi cu pensula. Eu când am desfăcut paleta asta prima dată și m-am apucat să pictez cu ea, am făcut o mare gafă. O gafă pe care nu știu dacă o fac în mod normal, dacă este gafă sau este doar un obicei pe care l-am, și anume să nu fac swatch-uri. M-am bazat pe cartonașul ăsta pe care paleta îl are cu swatch-urile făcute de ei și am zis nu, hai să vedem. Little did I know. Da. Am pictat orbește vreo 2 ore și după am zis, băi, nu e bine, nu ajungem nicăieri și am reluat povestea. Așa că, revenim la swatch-uri. Eu nu fac swatch-uri în mod normal, nu am pentru niciuna dintre gamele de culori pe care le am în colecție, fiindcă, în general, Îmi place să iau palete noi, sticle noi de pigmenți, tot felul de chestii pe care să le testez destul de mult și știu de unde să iau și ce să iau atunci când am nevoie. Știu culorile pe care le am, știu tipul de granulație, câtă apă au nevoie, cum se mixează cu acrilic, cum se mixează între ele, care e toată povestea asta cu fiecare în parte. Aici a fost o situație mai specială, fiindcă nu mai testasem formula și eram nouă pe mai multe planuri. Așa că hai să vă arăt niște swatch-uri în timp ce povestim. Au o textură cremoasă și granulație faină pe una sau două culori. Sunt ceva mai opace decât șminche, de exemplu, iar mie una asta mi-a plăcut, mai ales că nu sunt opace și cretoase, sunt opace și cremoase, ceea ce e un plus. Selecția, după cum vedeți, e armonioasă. O parte din culorile astea le-am și în godetele de la White Night și Soné. Aici este șpilul. Alea parcă s-o leacă mai saturate și e suficient cât să-mi placă mai mult cum arată astea de la Van Gogh și cum arată pe foaie și cum se granulează și toată povestea. Eu n-am mai folosit brandul ăsta, am mai zis de 3 ori asta. În caz că nu v-ați prins deja, e o situație nouă pentru mine. Și așa, rapid, ar fi de trecut în revistă că Van Gogh este un brand student grade, e produs de Royal Talents. Ei au și varianta de artist grade, care este varianta de la Rembrandt. Culorile se presupune că au niște diferențe de pigmenți între ele, cum că Rembrandt ar fi mai rezistente la UV și la lumină și nebunii. Dacă o să faceți un pic de research, o să vedeți că nu e chiar adevărat. S-a cam dovedit că și gama asta de la Van Gogh are cam aceeași rezistență, poate chiar un pic mai bună la lumină. În orice caz, dacă vreți să lucrați pentru originale, pentru vândut originale și vreți să aveți lucrările în casă cu o rezistență bună a culorilor, indiferent cu ce gamă de culori lucrați sau cu ce acoarele în general lucrați, guașe și așa mai departe, eu recomand un spray, un vernis. Eu folosesc pe cel de la șminche, îl am menționat în clipurile cu materialele pe care le folosesc în mod obișnuit, dacă vreți să intrați acolo să aflați mai multe despre el. Și folosind chestia asta, vă asigurați cumva că indiferent ce culori folosiți, veți avea câteva straturi care să protejeze mai bine de lumină. Pentru testul de astăzi mi-am propus să pictez o floare de liliac, fiindcă îmi permite să folosesc așa cam 80% din paletă, ceea ce cam asta am vrut să testez cât mai mult. Am făcut repejor o schiță cu un creion mecanic, am filmat treaba asta acum aproximativ o săptămână, într-o noapte, deci voi avea alte mâneci, doar pe astea. Și cam aia e. Am folosit hârtie Hanimile, 425 de grame, v-am tot spus de ea, e hârtia mea favorită. Am zis să nu risc nimic în, nu știu, a influența cumva acoarela în funcție de hârtie. Veți vedea că schimb pensula, trec la Tintoretto Prunia de vreo 2 ori. Am tot dat șanse acestei pensule telescopice, dar m-a terorizat. M-a terorizat și n-am avut foarte multă răbdare cu ea. La nivel de proces, pictez în mare cu tehnica de umed pe uscat. Dincolo de faptul că sunt în afara zonei mele de confort, genul ăsta de look fade-out, așa, pe care am de gând să-l fac în cazul imaginii de azi, e la fel de departe de cum pictez în mod obișnuit. O să spun azi că voi azi vedeți. Deci încerc să scot umbrele din spate, încerc să lucrez cu lumină și alte povești de genul. Ce am simțit că lipsește acestei palete e un alb, ori un stoi de ceva care să îmblânzească un pic dincolo de apă. Și apropo de apă, vedeți că se umezesc un pic cam tare și e riscul de luat prea mult pigment, adică sunt în altă direcție decât White Night, sunt la polul opus. Trebuie destul de multă finețe. Dacă sunteți atenți, eu am împățit la rozul ăla bombon fenomenul ăsta, mi s-a topit un pic cam mult culoarea. În orice caz, mi s-a părut teribil de greu să încerc să scot un rezultat fain cu ceva ce nu cunosc. Acum îmi dau seama de fapt cât de statornică sunt cu alegerile pe care le fac, căci nu cumpăr des o formulă nouă și până o să o integrez în dinamica de zi cu zi, stau de capul ei până o descos și văd cum se îmbină culorile, cât de repede se produce granulația, bla 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 bla. Probabil că dacă ați mai testat ceva de la Van Gogh, ar fi mai ușor să vă acomodați cu genul ăsta de paletă, adică cu formula efectiv. Eu tot îmi păstrez opinia că combinația asta de pocket box-uri pe care ei le-au făcut în speță, asta Pink&Violets, nu este pentru începători. Deși ai fi tentat să crezi asta, fiindcă aparent îți ia o greutate de pe umeri, limitându-te la o gamă armonioasă de culori, ai zice, și ai avea senzația că oricum l-ai pune, oricum le-ai pune ar arăta bine, ceea ce nu este adevărat. Da, de asta cred că genul ăsta de cutie vine mai degrabă ca și o completare la un set basic de 12 sau de 16 culori cu care te înțelegi bine. O alegere de genul acestui pocket box nu te scapă de învățat teoria culorii, deci temele trebuie să le avem făcute. N-am văzut tutoriale pentru genul ăsta de tehnică de fade-out, dar am presupus că așa transpui blur-ul. Dacă dai un wash de culoare și ajung toate să se pupe, m-am folosit de o pensulă de la Divolo, tot în haul v-am povestit de ea. Și acum, pe final, revin cu tușe și umbre mai crispy, șterg și conturul, definesc un pic mai bine toate zonele astea și ultimul pas e să încerc să mai manipulez un pic lumina, să scot umbrele în evidență, să fac să se lege așa toate petalele astea și să dea volum liliacului. Cam așa arată testul meu în final. Am să vă las și varianta scanată. Am vrut să port o bluză roz astăzi ca să mă sortez așa cu situația, dar nu am în garderobă așa ceva, pe lângă faptul că n-am suciuit hainele de iarnă cu cele de vară. Nu cred că aș fi găsit oricum o bluză roz. Am încercat să mă sortez cu culoarea aia de lavandă, n-am reușit. În fine, neimportant. Deci, paleta asta e specială, sparge ritmul. Îmi place că are rozuri reci, are rozuri calde și ajută un pic să poți să scoți totuși o imagine în final. Albastrul ăla, lavanda aia e de fapt punctul de rezistență, e așa, neutrals with a pop of blue, referințe din zona de beauty. Eu nu mă machez, dar îmi place să mă uit pe YouTube. Revenind, nu uitați, dacă vă place conținutul de genul ăsta, să vă abonați. La 1000 de subscribers am să fac un giveaway, încă mă gândesc cu ce, printuri de artă de la mine de pe shop, macorele, pensule, mă gândesc, văd. Dacă aveți sugestii, lăsați-mi jos, spuneți-mi dacă ați testat genul ăsta de paletă, ce părere aveți despre ea, dacă ați testat culorile Van Gogh, ce părere aveți despre ele și ce mai e de zis? Mai e de zis că dacă vreți să fiți așa la curent cu ce fac de zi cu zi, cu ce lucrez, cu cum lucrez, cu ce trăiesc, vedeți pe Instagram, dați follow și ne vedem acolo, povestim. De acum încolo am să postez de 2 ori pe lună. Nu mai pot să mai manageriez situația cu un clip pe săptămână, fiindcă s-a aglomerat înapoi treaba, viața și am să vă țin acolo la curent. Dacă aveți sugestii, îmi scrieți jos în comentarii. Please! Zi faină! Pa, pa!